v-am găsit. Suntem pe finalul analizei miniștrilor guvernului Ponta. Gabi Opea, ministrul pe care o să vi-l prezint în cele din urmă, este șeful real al guvernului. Fără Opea, ministrul de interne în funcție și vicepremier al cabinetului, Victor Ponta ar pleca acasă imediat. Ponta stă lipit de Oprea, iar nașul Oprea, pentru că acesta este nașul băiatului premierului, stă și el deocamdată lipit de Ponta. Lucrurile dintre cei doi sunt complicate, sunt rude prin alianță și parteneri politici deopotrivă. Dacă unul cade, celălalt cade și el. Și nu mă refer aici la politică, ci la tot ce reprezintă viața celor doi. De-a lungul carierei sale politice, Victor Ponta îi datorează enorm de multe lucruri lui Gabi Oprea. La rândul său, Oprea a primit din partea premierului puterea absolută în domeniul siguranței naționale. Oprea conduce ședințele de guvern în lipsa lui Ponta și stă la masă cu șefii serviciilor de informații, cu șefii parchetelor și lângă președintele Klaus Iohannis în Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Cu alte cuvinte, Oprea deține puterea cu P mare. De exemplu, președintele Iohannis are doar impresia că deține puterea. Oprea chiar o are. Evident, de-a lungul timpului, mulți politicieni au crezut că vor deține puterea în mod absolut și continuu. Realitatea este dură. O știe și fostul președinte Băsescu, o știe și generalul de 4 stele Gabi Oprea. Așadar, ministrul de interne este un personaj greu de analizat. Cariera sa este plină de lumini și umbre, asta pentru că Oprea este contestat și apreciat deopotrivă în clasa politică. Un lucru este cert și este recunoscut de adversarii săi, dar și de prieteni. Dacă ai bătut palma cu Gabi Oprea, îl ai partener politic în la capăt. Datele arată că în anii 2000 Gabi Oprea a fost pe rând prefect al Bucureștiului și ministru al administrației în guvernarea Năstase. Este general de justiție militară și fondator al influentului Colegiu Național de Apărare. Oprea și-a construit cariera cu tenacitate. Unii l-au plasat în tabăra premierului Năstase. Viața a arătat că în final Oprea a fost cel care și-a creat personal o tabără politică. În 2009, Oprea avea puterea și influența necesare să devină ministru de interne în guvernarea PSD-PDL. Oprea era acceptat de președintele Băsescu și de majoritatea liderilor PSD. După 2 săptămâni de la numirea ca ministru de interne, Gabi Oprea și-a dat demisia. El a acuzat că anumiți șefi din PSD au vrut să promoveze mafia la conducerea ministerului. Oprea a dezvăluit mai apoi că gruparea evanghelegioană, cea care conducea PSD atunci, voia să impună la conducerea serviciului de informații Ministerului de Interne, adică șef la 21 sfert, un protejat al senatorului penal PSD Cătălin Voicu. Războiul a fost dur, Oprea și-a dat demisia din Ministerul de Interne, gruparea evanghelegioană și-a pus șef la informații, DNA l-a arestat pe șeful serviciului 21 sfert, iar în final Oprea a ajuns de 2 ori mai puternic. Adversarii săi au intrat pe rând la pușcărie. Senatorul Cătălin Voicu a făcut închisoare. Marian Vanghelie este în prezent închis. Mircea Joan a devenit istorie politică, iar fiul lui Oprea, adică Victor Ponta, a ajuns peste timp șef la PSD și apoi prim-ministru. În 2012, Gabi Oprea, președintele UNPR, a realizat noua majoritate parlamentară care l-a ales pe Victor Ponta premier. De atunci, cum vă spuneam, puterea și influența lui Oprea au crescut exponențial. Gabi Oprea, dita mai vicepremierul României, are însă o problemă majoră. Cum gestionez această putere imensă? Ce se va întâmpla cu cariera sa? Ce va face UNPR partidul său în 2016? Oficial, Gabi Oprea și Victor Ponta au un parteneriat politic pentru alegerile parlamentare de la anul. Neoficial, Ponta vrea să-l aducă pe Gabi Oprea în PSD și să-l facă al doilea om în partid, în locul lăsat liber de Liviu Dragnea. De cealaltă parte, Oprea și-a lăsat deschisă portița negocierilor cu președintele Iohannis. Oprea a spus că îi va susține proiectele președintelui în domeniul siguranței naționale. Aici jocul politic este extrem de fin și foarte interesant. Eu cred că Iohannis își va rupe capul. Istoria o să ne demonstreze sau nu acest lucru, pe mâna lui Oprea și pe mâna lui Ponta. Pentru că istoria se scrie zilele acestea pe strada Știbei Vodă din București, iar ministrul Gabi Oprea știe acest lucru foarte bine. Azi nu o să-i dau notă vicepremierului Oprea. Vă las pe voi, fanii acestei emisiuni, să-l catalogați pe pagina de Facebook Dosar de Politician.